Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii de la Constanța News TV. În studioul nostru avem plăcerea de a avea invitată pe doamna Cristina Riza, care este pe poziția a doua pe lista Alianței USR Plus pentru Camera Deputaților. Bun găsit! Bine v-am găsit! Mulțumesc foarte mult pentru invitație! Doamnă, suntem într-o perioadă, să zicem, complicată din toate punctele de vedere. Dar pentru moment am să mă refer la această perioadă care ne-a întors viețile peste cap. M-am să refer la perioada complicată din punct de vedere electoral. Am trecut de alegerile locale. Ne îndreptăm spre alegerile parlamentare. Este, din punct de vedere politic, sau pentru oamenii politici, putem spune că este perioada de examene, nu? Cum studenții au examene la sfârșit de semestru, așa dumneavoastră la sfârșit de mandat și în perspectiva unui nou mandat sau unui prim mandat, aveți examenul acesta electoral. Aș vrea să vă rog pentru început să ne spuneți cine este Cristina Riza și de ce ați ales să vă implicați în politică. Sunt implicată civic din tinerețe, aș putea spune, de pe la 22 de ani. M-am implicat pe unde am putut, pe unde am putut ajuta. Am ajuns să mă implic în politică pentru că cu totul altfel poți să ajuți oamenii din mediul politic decât punctual cum îi poți ajuta din mediul civic. Am fost foarte mulți ani implicată pe lângă diferite asociații civice. Ulterior am fost membru fondator al asociației România 100 Valului Traian, acolo locuiesc eu, și după multe proiecte am hotărât să mă mut pe plan politic odată cu înființarea Partidului Plus. De ce această... Pentru că și pentru mine, ca și pentru foarte mulți oameni, speranța că această țară se va vindeca, la un moment dat, era foarte mică. Ceva s-a întâmplat totuși când a fost guvernarea tehnocrată, guvernul condus de Dacian Cioloș. Atunci, și pentru mine și pentru mulți alții, a revenit speranța că se poate face ceva și în țara asta. Am trăit atunci pe pielea mea niște momente. Vlad Voiculescu era ministrul sănătății, eram implicată în niște proiecte civice pentru ajutorarea spitalelor și niște medicamente care la noi în țară nu se găsesc și afară sunt foarte scumpe și nu oricine are acces la ele, existau atunci în stoc pentru copiii de pe secția unde mă dusesem eu cu niște ajutoare, să le spunem așa. Trebuie să mă uite, se poate și la noi. Deci e clar, trebuie doar să se vrea. Putem să schimbăm țara asta și atunci am hotărât să mă implic cu tot ceea ce pot eu ca să schimbăm țara asta. Și nu vreau să o schimbăm, să spun eu, dintr-o zână rea într-o zână bună. Vreau să o aducem la normalitate. Pentru asta, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să scăpăm de corupție. Aici este cheia. Dacă scăpăm țara asta de corupție, cu siguranță ea va înflori pe toate planurile. Va înflori și economic, și sistemul sanitar se va îmbunătăți, și sistemul educațional. Totul se va îmbunătăți. Nivelul de trai, totul se va îmbunătăți în țara asta, odată ce scăpăm de corupția asta în care suntem captivi de 30 de ani. Unii ar putea spune că vă cam bateți cu morile de vânt. Pentru că e adevărat, gradul de corupție în România întrece orice nivel. Să zicem, cam, dacă ar exista un nivel acceptabil al corupției, România l-a depășit de mult. Pentru că
vedem, aflăm din media, aflăm din știrile care apar că corupția este peste tot. Există, a existat, probabil că mai mult ca sigur va exista în continuare. Care credeți că este calea de urmat pentru a reduce acest grad de corupție? În primul rând, transparentizarea. Da? Transparentizarea tuturor instituțiilor statului. Transparentizarea operațiunilor care se fac cu banii publici. Noi toți plătim niște taxe. Taxele acelea ar trebui să se întoarcă la noi sub formă de investiții. Să ne crească calitatea vieții. Nu să se ducă în contracte pentru diferiți cunoscuți, nepotisme și mai știu eu ce alte lucruri. Ajunge. Sunt 30 de ani de când țara asta merge precum un bolovan la vale. Trebuie să-l oprim și să-l ducem încet, încet sus, acolo unde este locul. Țara asta nu este o țară săracă, este o țară bogată, are potențial, dar trebuie să oprim corupția. Celelalte lucruri vor veni de la sine, dacă noi reușim. Cum este, exact cum este sloganul nostru, o Românie fără hoție. Ajunge. Formațiunea USR Plus a apărut exact din această suprasaturație. Este un partid apărut din societatea civilă, din oameni care nu s-au gândit niciodată. Eu nu m-am gândit niciodată până acum ceva timp să fac politică. Am spus, e clar, dacă noi nu ne implicăm, atunci nu avem cum să cerem să se schimbe țara asta. Vrem să se schimbe. Păi hai să ne implicăm, hai să punem toți umărul în măsura în care putem. Poate cineva poate dedica 5 minute pe zi sau o oră pe săptămână pentru implicarea politică. Dar este nevoie de fiecare dintre noi. Ne dorim o schimbare, haide să punem umărul la ea. Unii ar spune că trecerea aceasta de la o mișcare civică la un partid politic, faptul că, așa cum spuneați, mulți dintre membrii alianței, atât provenind din USR cât și din Plus, sunt noi pe scena politică, ar putea fi un dezavantaj. Nu să cum vedeți aceste lucruri. Adică unii v-ar putea acuza de naivitate politică. Naivitate, înțelegeți ce vreau să spun. Da, înțeleg perfect. Eu nu cred că este un dezavantaj, cred că este un avantaj, pentru că noi suntem conectați la problemele societății, la problemele de la firul ierbii. Avem parlamentari care sunt în funcție de 5 mandate, de 7 mandate, oameni pe care nu-i vezi, nu-i auzi să facă ceva pentru cei care i-au ales. Noi mergem în Parlament ca să urmăm interesele persoanelor care ne trimit acolo. Nu să ne vedem de treburile noastre, de apropiații noștri, de familii, de mai știu eu ce. Nu, noi suntem, cum spune englezul, public servant. În română nu sună așa bine, dar asta suntem. Mergem acolo ca să slujim interesele alegătorilor noștri. Noi, parlamentarii care vom pleca din Constanța, trebuie să mergem acolo să urmăm interesele județului Constanța. Bine, și nu numai interesele întregii țări, dar de asta mergem acolo. Este o muncă pe care noi ne luăm obligația să o facem pentru cetățenii noștri și suntem din societatea civilă. Fiecare a făcut ceva în viață, avem experiența noastră, știm care sunt problemele, pentru că ne-am lovit de ele. Fiecare dintre noi ne lovim zilnic de probleme ale căror cauze sunt corupția sau deciziile politice greșite. Chiar și acum când ați venit la emisiune, spuneați că veniți de pe teren unde strângeți semnături. E o situație mai ciudată în care se face acum acest lucru cu toate măsurile de prevedere. Da, într-adevăr, legea spune că până la sfârșitul acestei săptămâni trebuie să avem un anumit număr de semnături, pe Constanța trebuie să strângem 4.000 de semnături, de aceea vă rog pe toți cei care puteți să semnați pentru noi online sau să veniți la cortul de la City sau de la Tomis și să ne oferiți semnătura dumneavoastră de susținere, semnături cu care vom putea participa la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie.
cum vedeți de acolo, din reacția oamenilor, cum vă văd ei? Pentru că un alt invitat îmi spunea acum recent, povestea o întâmplare adevărată. Mergând să discute cu oamenii așa, la un moment dat, unul din alegători, fiind și un pic apsiguit, i-a spus: domne, dar de ce să te aleg pe tine, că eu m-am obișnuit cu asta. Și stai, domne, că da, tu cum ai preferat dacă ai avea pe cineva acasă care ar veni în fiecare zi și te-ar bate? Sau cineva care ar veni așa și ar mai avea și o vorbă bună, poate că ți-ar mai da o palmă la o săptămână, pe care l-ai prefera? A, zice, pe ăla care m-ar bate în fiecare zi. Păi de ce? Măcar știu cum dă. Da, cum treceți de această... Din păcate, unii oameni... Că spuneați de cei care au 4-5 mandate și... Unii oameni sunt efectiv resemnați și ne spun: a, ce vreți voi, o Românie fără hoție? Nu se poate, domne, țara asta nu o să se schimbe niciodată. Ba da, dacă producem schimbarea în primul rând în noi, țara asta o să se schimbe. O să demonstrăm că țara asta se poate schimba dacă oamenii în decembrie vor face alegerea corectă și vor înceta să mai sprijine vechea clasă politică din România. Oamenii sunt, în general, sunt vin la noi cu multă speranță. Apropo de întâmplări de la cort, aș putea să vă povestesc extraordinar de multe. Întâmplarea care pe mine m-a marcat și pe care nu o să o uit niciodată a fost în primăvară, când eram în campania de europarlamentare și a venit o doamnă, nu mai știu exact vârsta, oricum în jur de 90 de ani, avea buletin din acela vechi, gri, pe care l-a scos cu mare dificultate din geantă ca să completăm datele. După ce mi-a dat semnătura, m-a luat în brațe și mi-a spus: mamă, voi sunteți speranța noastră, mamă, faceți ceva cu țara asta. N-a mai fost om în ziua aia, deci nu vreți să... M-am umflat de plâns pe cuvântul. Dacă o doamnă la 90 de ani se gândește cu speranță la viitor, cred că noi n-avem nicio scuză să n-o facem, nu? Exact, exact. Și foarte mulți oameni în vârstă vin și semnează pentru noi cu speranța că vom reuși să schimbăm țara asta și poate vom reuși să le aducem copiii și nepoții acasă. Foarte mulți oameni trăiesc această dramă a plecării copiilor în diaspora. Ăsta este un alt motiv pentru care m-am implicat în politică. Am 3 copii acasă și îmi doresc foarte mult ca atunci când vor crește, când își vor termina studiile, să poată să-și găsească aici, în țara asta, în țara lor, un serviciu ca lumea sau să-și facă o afacere, să poată să trăiască decent. Nu-mi doresc nimic mai mult pentru copiii mei decât să fie sănătoși și să poată să trăiască decent în țara lor, să nu plece printre străini, pentru că nu este ușor. Am foarte mulți prieteni care sunt plecați și, deși sunt plecați poate de 10 ani, acolo toți străini sunt. Și când vorbesc de acasă, nu vorbesc de casa lor care poate au reușit să-și o cumpere în Anglia, în Spania, vorbesc tot de acasă, de aici, de România. Tot acasă e pentru ei. Tot aici este pentru ei acasă. Da, suntem un popor pe care îl trage ața spre meleagurile unde s-a născut. Ne iubim țara și este normal să ne iubim țara. Chiar avem o țară frumoasă. Dacă ne implicăm cu toții, o să reușim să o schimbăm în bine. O să reușim să o facem și un mediu foarte bun de trăit. Nu numai frumoasă, că vin foarte mult să ne viziteze țara și spun: vai, ce aveți voi, aveți delta, aveți munți, aveți mare, aveți de toate. Să trecem de la stadiu de aveți o țară frumoasă, dar păcat că e locuită, nu? Exact, exact, da, da. Este neapărat necesar să scăpăm de corupție, ca să putem, într-adevăr, avea o țară frumoasă din toate punctele de vedere. Ați adus, adus vorba despre acest capital unic pentru orice țară, pentru orice comunitate, care este omul. Omul care, în cazul nostru, în număr mult prea mare, pleacă și nu se mai întoarce. Există un plan concret pe care îl aveți în vedere pentru a schimba acest lucru, un mesaj cu care să mergeți în Parlament alături de colegii dumneavoastră?
mai ales că prin o tradiție, să spunem, deși e o perioadă scurtă de timp, atât USR cât și Plus s-a bazat foarte mult pe sprijinul venit din diaspora. De ce credeți dumneavoastră că diaspora ne sprijină foarte mult pe noi? Pentru că noi suntem speranța lor că într-o zi, acasă pentru ei, va fi această țară. Într-o zi vor putea reveni în țară. Sunt foarte mulți care își doresc să revină acasă. Haideți să vă spun ceva, la noi în partid avem foarte mulți membri care provin din diaspora și care au venit acasă în perioada guvernării tehnocrate. Eu am un coleg care avea o afacere în Germania și atunci când a fost guvernul tehnocrat, a închis și a venit în țară. A spus, eu vreau la mine acasă. E clar că se poate și la noi în țară. Deci vreau acasă la mine. Și era în Germania de foarte mulți ani. Haideți să revenim un pic pe plan local. Alegerile locale v-au satisfăcut ca rezultat pentru Alianța USR Plus? Vă dați seama că ne-am fi dorit foarte mult ca Stelian Ion să fie primarul Constanței și am muncit foarte mult pentru asta, ne-am implicat cât am putut de mult, am fost prezenți atât în Constanța cât și în județ, am vorbit cu foarte mulți oameni. Să știți, acum, din punctul de vedere al unui neutru, scorul a fost peste așteptări. Da, poate a fost peste așteptările dumneavoastră. De asta vă spun. Adică, din punctul de vedere al dumneavoastră, care a fost implicat în toată această campanie, scorul v-a mulțumit? Adică, trecând peste faptul că nu s-a câștigat. Pentru noi a fost un scor mulțumitor. Suntem totuși o formațiune nouă. Mulți oameni în județ nu au auzit de noi. Nu avem reprezentare cum au partidele vechi în fiecare sat, în fiecare comună, în fiecare municipiu din județ. Noi avem foarte puține locuri în județ unde avem membri și, prin urmare, nu am reușit să ajungem la foarte mulți oameni. Dar chiar pentru o formațiune nouă am fost, credeți-mă, am fost felicitat și de alte partide din Europa pentru rezultatele pe care le-am avut. Au fost primele noastre alegeri locale, totuși, trebuie să ținem cont de asta. Deci chiar am avut rezultate foarte bune, după părerea mea. Este un început, da? Am reușit să avem primari în foarte multe orașe din țară, am reușit să avem consilieri foarte mulți care vor demonstra în următorii 4 ani ce înseamnă transparență, ce înseamnă eficacitate, ce înseamnă să faci administrație așa cum trebuie, să fii în slujba cetățeanului. În ultimii 20 de ani, Constanța a fost condusă de formațiune de stânga cu, să spunem, un larg ajutor de dreapta și centru. Așa este. Se pare că lucrurile se vor schimba. Avem 3 partide în Consiliul Local, în Constanța mă refer, la municipiu. PNL-ul, Alianța USR Plus și PSD. Din informațiile apărute și în presă și din declarațiile liderilor, e clar că se vede ca logic și firesc o alianță, o colaborare PNL-USR Plus în Consiliul Local. Din ceea ce știți, în ce fază se află această discuție? Pentru că știu că... Au fost mai multe întâlniri la nivelul conducerilor celor două formațiuni, PNL și USR Plus. Avem foarte multe puncte comune în programul de guvernare a Constanței, deci sunt convinsă că vom avea o colaborare extrem de bună și ușor, ușor se va vedea și în Constanța ce înseamnă o bună administrație. Deocamdată se poartă discuții, negocieri, firești, dar eu sunt convinsă că Constanța își va schimba fața. Ce primează în aceste negocieri? Eu știu, împărțirea funcțiilor sau a se ajunge la un numitor comun privitor la proiecte? Primează proiectele.
Deci și noi, și PNL-ul ne dorim să dezvoltăm acest oraș care a rămas cu mult în urmă, în urma multor orașe mari din România. Împărțirea funcțiilor nu ne interesează sub nicio formă, ne interesează să avem oameni competenți pe funcțiile respective, pentru că aici a pierdut Constanța foarte mult din pile și nepotisme și alte lucruri. Nu au fost ocupate cum era firesc funcțiile respective, deci noi ne dorim oameni competenți pe acele funcții. Nu are nicio importanță din ce partid sau ai cărui simpatizanți sunt oamenii respectivi. Trebuie să avem oameni competenți. Sunt atât de multe lucruri la care vedeam recent un studiu. Constanța stă foarte prost. Erau luate în discuție multe aspecte ale vieții sociale, vieții culturale, vieții sportive, mă rog. Constanța, paradoxal, deși nouă ne place să spunem că e al doilea oraș al țării, ceea ce nu mai este de mult. Dar o să reușim să așa, stă foarte, foarte prost. Care vedeți că ar fi, eu știu, hai să spunem, pasul 1, 2 și 3? În primul rând, la fel, și aici pe plan local, trebuie transparentizarea administrației publice. Da? Oamenii trebuie să știe ce se întâmplă cu banii lor, unde ajung, unde se duc, în ce sunt investiți. Da? Respect față de banul public. Exact, respect față de banul public. Apoi trebuie dezvoltată industria, trebuie investit în parcuri industriale, da? Care să aducă bani aici pentru comunitatea locală. Noi de asta avem nevoie. Și prin urmare vor apărea și locuri de muncă bine plătite și oamenii nu vor mai fi nevoiți să plece de aici. Îmi spunea o prietenă o glumă a fetiței ei care a plecat la facultate la Cluj și spunea mami, să știi că nu mă mai întorc niciodată în țara mea. Da. Și este o mare diferență. Trebuie neapărat să ardem niște etape și să ducem Constanța acolo unde este locul. Este un oraș cu un potențial enorm. Da. Nu suntem acolo unde trebuie, sub nicio formă. Ce veți face când veți ajunge în Parlament? Sunteți pe o poziție, nu trebuie să ne ferim de vorbe, sunteți pe o poziție eligibilă. Așa este. Care sunt gândurile dumneavoastră? Este o experiență din nou nouă. Da, veți fi în acel impunător parlament pe care îl avem. Aici stăm bine, arată bine ca și clădire, mă refer. Unii ar spune că da, ne batem în niște recorduri cu Pentagonul și cu așa, dar important e ce se petrece în interiorul acestei clădiri. Da, important este ca în interior să se petreacă lucruri în folosul cetățenilor, în folosul oamenilor de rând. Asta este important. Deși sunt economist și lucrez în transporturi de foarte mult timp, eu mă voi axa în primul rând pe proiecte pentru sănătate și pentru mediul social, pentru că astea sunt probleme de care m-am lovit, pe care le cunosc și la căror rezolvare vreau să contribui. Chiar ieri citeam un articol despre un medic pe care îl cunosc personal, care este șeful clinicii de terapie intensivă nou născut de la Marie Curie de la București, Cătălin Cârstoveanu, cu siguranță ați auzit de el, spunea că 30 de bebeluși au murit în ultimul an datorită lipsei banilor. Eu știu ce înseamnă asta. El acolo are o secție cu 25 de locuri care trebuie să răspundă cerințelor întregii țări. Încearcă de foarte mulți ani să găsească finanțare ca să extindă acea secție ca să poată primi, acolo vin copii din toată țara, să poată primi cât mai mulți copii, pentru că acolo este salvarea lor. Am stat acolo, știu despre ce este vorba, am văzut copii fără nicio șansă, plecând sănătoși acasă, deci lucrurile se poate. Avem niște medici excelenți în țara asta, dar și ei au nevoie de ajutor. Nu putem să ne bazăm doar pe cunoștințele și pe dedicarea lor. România trebuie să-i ajute. Da, să sperăm că veți reuși să faceți acest lucru, deși, așa cum spuneați, avem o țară frumoasă și bogată. Da, avem o țară frumoasă și bogată. Uneori
eu știu, datele pe care le punem pe hârtie ne arată că nu avem un sac fără fund. De aceea, probabil că, eu știu, prioritizarea direcțiilor pe care țara va merge este foarte importantă. Primul pas este eliminarea corupției. Dacă noi vom elimina corupția, o grămadă de bani care se pierd prin, știți dumneavoastră, prin contracte date cunoscuților, printr-un kilometru de autostradă care este de 6, 8, 10 ori mai scump la noi decât în Germania, de zici că la noi este făcut din aur, vom avea și bani. Vom avea bani pentru sănătate, vom avea bani pentru educație, vom avea bani pentru sistemul economic. Avem acum șansa de a investi 80 de miliarde de euro pe care îi primim de la Uniunea Europeană în următorii 7 ani. Noi știm să investim acești bani. Dacă acești bani ajung acolo unde trebuie și nu cum s-a întâmplat până acum, fie să nu-i atragem, fie să-i ducem pe alte căi, dacă vom face ceea ce trebuie cu banii ăștia, este șansa noastră de dezvoltare. Dacă oamenii vor alege USR Plus pe 6 decembrie, noi știm exact unde să investim acei bani. Avem un plan foarte bine făcut pentru țara asta, știm ce să facem cu banii și vrem, avem o viziune, vrem să ducem țara asta acolo unde este locul. Cum duceți acest mesaj către om? A spus că aveți planuri, aveți, știți ce urmează să faceți cu banii ăștia. Revin, trebuie să scăpăm de corupție, banii aceștia trebuie investiți în infrastructură de orice fel, în educație, în învățământ, cel puțin 1 miliard de euro trebuie investit în sistemul de sănătate. Vă spuneam de Cătălin Cârstoveanu, are acolo o secție care arată exact așa cum ar trebui să arate toate spitalele din țara asta. Deci trebuie neapărat să investim cu cap acești bani. Să avem foarte mare grijă să fim eficienți, pentru că sună foarte bine când spui 80 de miliarde de euro, dar doar dacă investim eficient, doar atunci ei ne vor ajuta să ne dezvoltăm într-adevăr. Da, poate că ar fi foarte bine dacă se va reuși un pic simplificarea modului în care se pot accesa acești bani. Bineînțeles, avem nevoie de un cadru legislativ clar și coincis pe înțelesul tuturor. Avem nevoie de o direcție națională care să vină în sprijinul autorităților locale, care trebuie să acceseze fonduri europene. Poate unii nu se descurcă. Mă gândesc la diferite state, să spunem din Constanța, exact, unde nu au un departament de atragere a fondurilor europene și oamenii au nevoie de ajutor. Noi, uite, să luăm exemplu cel mai concret. Acum, în pandemie, copiii trebuie să facă școala online. Au acel voucher să-și cumpere o tabletă sau să-și cumpere un calculator. Ce să facă un copil cu o tabletă când ei nu au nici semnal la telefon, nu mai spun de drumuri, ei nu au nici măcar apă curentă? Acolo trebuie să meargă acești bani. Trebuie să investim în creșterea bunăstării cetățeanului. Da, vedeți, dumneavoastră, aceste fonduri europene au fost văzute ca o sperietoare de mulți, nu din motive că, bine, oricum, procedura este foarte greoaie, să-i spunem. Este într-adevăr greoaie, așa? Dar se poate schimba. Spre deosebire de, eu știu, în Germania, unde exact, durează 3 luni maxim. Nu trebuie să inventăm noi apa caldă. Exact. Vedem ce fac alții bine, luăm și noi implementăm aici. Deci nu este... Dar acești bani mai au o caracteristică. Nu pot fi ascunși. Exact, da. De asta au fost acești bani în sperietoare. De asta noi nu am atras fonduri europene până acum. Pentru că nu poți să dai din fonduri europene o șpagă ca să primești contractul, exact, respectiv. Nu, toate cheltuielile trebuie făcute pe față, totul trebuie transparent. Normal, până la urmă. Deci lucrurile pot funcționa și fără șpagă. Exact, da. Lucrurile trebuie făcute așa cum este normal, așa cum se întâmplă în toate țările din Uniunea Europeană. Trebuie să terminăm odată cu acest fenomen, cu șpagă pentru contracte, șpagă în spital, șpagă pentru nu știu ce fabrică de diplome. Trebuie să încetăm odată cu acest fenomen. Și revin,
schimbarea este în noi. Noi trebuie să încetăm, în primul rând, să oferim șpagă. Da? Numai, gata, s-a terminat, ai un salariu, trebuie să-ți vezi de treaba ta, ești pus acolo ca să faci anumite lucruri, te-ai angajat pe un salariu, cu ăla trebuie să te mulțumești. Nu se mai poate așa. Vedem unde am ajuns din cauza acestui sistem care funcționează pe lasă că dăm ceva cuiva, lasă că știu eu pe cineva. Nu, trebuie banca normalitate. Da, exact. Avem nevoie de digitalizare în țara asta. Vreau și eu să pot să scot o copie după certificatul de naștere a unui copil de acasă, de la calculator. Da? Vreau să fac treaba asta și vreau ca noi, USR Plus, să facem în Parlament un proiect de lege pentru digitalizarea României, pentru că nu se poate așa ceva. Acum câteva luni am avut nevoie de un cazier judiciar și nici nu mă gândeam că nu o să pot să-l scot de acasă. Online. Și tot căutam, zic, măi, dar de unde se scoate acest cazier? Nu mai avusesem nevoie de foarte mulți ani. Da, am aflat că trebuie să mă duc undeva să completez o cerere, să depun o cerere și după cererile online se depun la etajul 2, nu în birou, la etajul 2. După ce că m-am dus să depun o cerere și stăteam acolo, zice, da, mulțumim, zice, veniți mâine. Serios, în perioada de pandemie, de ce? Când acest sistem, cel puțin la cazierul, ar trebui să fie automat, da? Depui cerere de cazier, se verifică că este curat, ar trebui să-l primești instant pe mail. Eu așa văd lucrurile, nu ca la noi. Da, ne apropiem de finalul discuției noastre și aș vrea să vă întreb, revenind la alegeri, la ce scor sperați pentru parlamentare? Adică la câte poziții? La ce scor sperăm? Da. La câți oameni va avea Constanța din partea Alianței USR Plus în Parlament, în viitorul Parlament? Eu personal sper la un scor peste 40-50%. Dar realitatea o vom vedea după 6 decembrie. Dacă oamenii înțeleg că România are nevoie de o clasă politică nouă, are nevoie de oameni implicați, de oameni care țin legătura cu problemele de aici, cu siguranță vom avea surprize foarte plăcute după 6 decembrie. Da, să sperăm că acest drum al schimbării este irreversibil. Am sperat asta încă din 1989. Lucrurile n-au stat așa cum ne-am dorit, dar poate că acel domn pe numele său Silviu Brucan a avut dreptate. Nu poate, cred că a avut dreptate când a spus că această schimbare pe care spune să trebuie să vină din noi e foarte greu de făcut și asta presupune o schimbare de generații, de fapt, pentru e mai greu ca o generație să se schimbe ea de la sine și atunci va fi schimbată de generația care vine. Totuși, au trecut 30 de ani de la Revoluție și cred că în sfârșit oamenii, în marea lor majoritate, au ajuns la saturație. Nu se mai poate. Nu se mai poate cu lasă că merge așa. Gata, ajunge, ne-am deșteptat și noi, am început să mergem în alte țări din Uniunea Europeană și numai să vedem cum stau lucrurile și să ne întoarcem să ne întrebăm, dar oare la noi chiar nu se poate? Ajunge. Trebuie să schimbăm vechea clasă politică, trebuie să schimbăm vechii politicieni care își urmăresc propriile interese sau interesele apropiaților lor. Grup sau de gașcă, da? Da, cu niște politicieni normali, politicieni care urmăresc interesele oamenilor care îi trimit acolo. Pentru final, deși ați mai spus-o, repetați, vă rog, unde vă pot găsi oamenii, pentru că, iată, suntem pe ultimele zile în care se pot strânge aceste semnături. Și dacă aveți un mesaj pentru a-i chema la vot până la urmă, că asta este cel mai important acum. Da. În primul rând, aș dori să vă rog pe toți să intrați pe site-ul www.usr.plus.ro și să semnați online pentru noi. Tot de acolo puteți să descărcați și un formular pe care puteți să strângeți semnături din familie, dintre vecini, dintre prieteni și îl puteți da oricând la unul dintre corturi de la City sau de la
Tomis și, bineînțeles, pe 6 decembrie ieșiți cu toții la vot. Ceea ce faceți, faceți pentru dumneavoastră. Votul este singura armă pe care noi cu toții o avem de a taxa aceste abuzuri care se întâmplă în țara asta de 30 de ani. Nu vă fie frică nici de pandemie, pentru că suntem în siguranță atâta timp cât păstrăm distanța, cât purtăm masca, cât ne dezinfectăm. Nu trebuie să avem nicio frică. Votul și mai ales aceste alegeri, care sunt cele mai importante, se întâmplă doar o dată la 4 ani. De dumneavoastră depinde ceea ce va fi România în următorii ani. Mulțumesc! Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu siguranță vom avea ocazia să mai discutăm. Vom vedea cum vor decurge aceste alegeri și campania până atunci. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, cam aici punem punct ediției de astăzi. Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție și până la proxima întâlnire, toate cele bune!